5 chestii, lucruri pe care le-am învățat din investiții. Acum n-am un număr exact, dar hai să începem să vedem ce greșeli, ce învățături am deprins din investiții, fie că sunt pe bursă, fie că sunt în afaceri, fie că sunt pe partea de cripto. Hai să începem. Salut, eu sunt Vasi și bine te-am găsit la un nou video, așa din confortul camerei în care sunt în momentul de față. Stau așa lejer îmbrăcat. Vreau să spun câteva greșeli pe care eu le-am observat la mine în investiții încă din prima zi în care am început să investesc. Hai să începem cu prima parte. Am investit după ureche. Și ce înseamnă acest lucru? Pur și simplu investeam în proiecte pe care le vedeam pe YouTube, pe TikTok, pe Google sau, mă rog, pe Twitter, ale unor oameni care le promovau în momentul în care ei au intrat probabil într-un IPO sau într-un ICO, adică la început de tot, înainte ca proiectul să se lanseze, și noi doar ce făceam în momentul ăla era să pompăm bani în proiectul respectiv. Bineînțeles, de exemplu, dacă investeai în eGold la 550 sau în Alibaba la 400 sau la $350, cât a avut maximul său, probabil că ai fi fost pe pierdere în momentul de față destul de mult. Vezi și tu, $45 eGold în momentul în care filmezi acest video și Alibaba undeva la 118, că piața e închisă în momentul de față. Deci nu investi după ureche până nu îți faci un research pe proiectul respectiv. Numărul 2, dacă vrei să o luăm așa, fă-ți research pe proiectul respectiv, care este în tandem cu prima parte. În ce sens? Păi în sensul în care tu pur și simplu nu știi nimic despre compania respectivă și investești în ea. E cea mai mare greșeală, după cum am zis, fă research despre compania respectivă. Fie că e analiză tehnică, fie că e analiză fundamentală, începe pur și simplu să citești ore în șir despre compania respectivă, pentru că practic tu spui banii tăi din buzunarul tău în compania respectivă cu scopul de a te îmbogăți, de a face profit 2, 3, 5, 10x, dar fără să știi nimic despre compania respectivă. Vezi cine e CEO-ul, vezi roadmap-ul, vezi cu cine are parteneriate, vezi la ce preț a fost minim, vezi la ce preț a fost maxim, de când s-a lansat compania respectivă, ce face, ce companie a cumpărat și vezi exact în ce investești. O altă chestie, cred că e a treia chestie despre care vreau să vorbesc, sau al treilea punct, investește banii pe care ești dispus să-i pierzi. În ce sens, în ce caz spun acest lucru? Păi pur și simplu nu investi banii de chirie, banii de motorină, banii de abonament la telefon, banii de haine sau de chiloți, dacă nu mai ai chiloți, probabil trebuie să-ți cumperi neapărat, că nu poți să mergi decât dacă ești Doria în Popa și nu porți chiloți. Subliniez aceste lucruri doar ca să mă înțelegi, vreau să fie pe înțelesul tău. Zic asta în sensul în care tu pur și simplu investești surplusul de bani. De exemplu, ai două joburi. Un job îți asigură traiul silnic al tău și al familiei tale, dacă este cazul, iar pe lângă asta ce îți mai asigură? Ceva bani ca să te relaxezi. Probabil un weekend undeva, la mare sau la munte, probabil o masă în oraș. În schimb, dacă ai al doilea job sau un side hustle sau ești intraprenor sau pur și simplu ai un mic business pe lângă, din businessul ăla, tu teoretic ți-ai permite să riști toți banii, tot profitul pe care îl faci, minus timpul tău, și să îl investești în cripto, în imobiliare sau în bursă. Depinde ce faci și ce îți alegi să faci în momentul respectiv. Numărul 4, nu trebuie neapărat să investești în cursuri. Eu spun că pe mine m-au ajutat, nu toate cursurile pe care le-am cumpărat au fost și bune sau pe înțelesul meu, pentru că bun înseamnă ca tu să înțelegi ceva din ce se spune acolo, ca tu să fii în tandem cu ce se întâmplă în cursul respectiv și dacă îți place ceea ce, sau rezonezi cu autorul și ceea ce ți se prezintă, caută resurse gratuite de la mai mulți oameni, de la mine, de la Cristian Chifoi, Daniel Mihai, Ora de Cripto și de la cine mai vrei tu, filtrează-le foarte mult, vezi dacă se aseamănă ceea ce spun creatorii de conținut, de exemplu eu și alții, și fă-ți tu propriul tău filtru, da? Și abia apoi începe să investești în proiectele respective care sunt recomandate, pentru că deși de multe ori ele sunt recomandate într-un timp, acel timp poate fi prea târziu dacă încă nu este un ICO, dacă s-a lansat și este doar promovat și este o promovare plătită. Numărul 5 cred că ar fi să nu dai vina și să te obișnuiești cu pierderile, dar și cu câștigurile, și în momentul în care faci câștiguri nu trebuie să idolatrizezi pe cineva, să spui băi, datorită ție am făcut aceste câștiguri. Nu, le-ai făcut datorită investiției pe care ai făcut-o în tine și când pierzi trebuie să-ți asumi vina, pentru că este numai a ta, nu trebuie să dai vina pe nimeni, pe mine sau pe altcineva, pentru că noi suntem aici din mai multe interese, da? În primul rând ne place ceea ce facem, în al doilea rând și monetizăm, în al treilea rând facem o comunitate de oameni care ne apreciază și știm cu toții că noi căutăm apreciere, suntem așa ca ființe umane, căutăm apreciere și ne place și asta ne motivează, da? Și pur și simplu este un tool, social media, care ne poate face reclamă la afacerile pe care le avem. Ăsta e adevărul, adică n-ar trebui să vă supere acest adevăr, plus că există monetizare și așa mai departe. Dar trebuie să-ți placă, dacă nu-ți place acest lucru, nu ai cum să faci bani din social media decât dacă înșeli oameni sau dai țepe. Și ce înseamnă acum să înșeli oamenii, să dai țepe, să le vinzi un produs nevalid de care să nu te mai intereseze, ai luat banii, nu mai răspunzi, nu mai oferi feedback, pe când dacă tu vinzi un
produs și tragi tare cu omul respectiv să aibă rezultate, bineînțeles, omul respectiv trebuie să aplice, trebuie să fie la live-uri, trebuie să studieze pe parcurs și în plus față de cei dai tu și abia apoi poți să spui că omul respectiv a și vrut să fie ajutat, că dacă nu vrea să fie ajutat, pare rău, eu îți răspund la tot, dar dacă tu nu vrei să fii ajutat, nu am ce să-ți fac. Ultimul punct pe care vreau să ți-l spun, numărul 6, care este o lecție și pentru mine și pentru tine, mai ales pentru mine în momentul de față, nu te opri în viața ta din a te educa. Îți recomand foarte mult să te educi pe parcurs, să citești mult, să asculți videouri, podcasturi, uite, de exemplu, eu rezonez mai bine cu videouri de genul ăsta, de aia și creez conținut video. Mi-a fost foarte greu să ajung până aici, mi-a luat cel puțin 3 ani de zile să pot să stau așa lejer cu camera asta, bine, nu e nimeni în cameră, dar totuși e ceva pentru mine, astfel că continuă să te educi atât de mult încât când crezi tu că vei ști ceva, să ajungi la concluzia că de fapt nu știi nimic. Sper că ți-a plăcut acest video, nu uita să lași un like, un comentariu și un subscribe, mă ajută să ajung la, probabil, targetul meu de a ajunge la 100.000 de subscriberi, probabil anul ăsta, deci obiectivul este. Acum să vedem dacă și putem ajunge fie prin educație, fie prin partea de divertisment sau lifestyle. Ne vedem în videourile următoare. Pa, pa!